Domnule prefect, se poate? Ce? Nu dormeam, dragă. De ce zici că dormeam? Dar n-am zis că dormeați. Nu? Nu. Înseamnă că am visat eu. Da. Domnule prefect, au sosit ultimele date de la grupul de comunicare strategică. Ultimele? Așa ai zis și ieri. Ultimele date. Și ai venit și azi. Nu sunt ultimele. Domnule prefect, e serioasă treaba. Da. Ce e atât de serios? Lasă-mă să ghicesc. Au mai murit niște oameni? S-au mai îmbolnăvit niște oameni? S-au mai făcut bine niște oameni? Cine suntem noi, dragă, să ne punem în calea pandemiei? Domnule prefect, chiar e gravă situația. Da. Incidența infectărilor a trecut de 3 la mie. 3 la mie? Da, mm-hmm. E mult. E pragul de la care trecem în scenariu roșu. Și da, scenariu roșu e rău. Trebuie să închidem tot. Oamenii trebuie să poarte mască și afară. Nu, stai, că iar te agiți, iar te precipiți, că așa faci tu mereu. Ești voi așa. Nu e o greșeală undeva, trebuie să fii azi. Nu e nicio greșeală. Ia, găsim-o, dă-mi goa. Iată, ce să știi? Bolnavi de înfocare? Da. Păi scoateți-mă bolnavi de înfocare, calculați după aia incidența. Hai. Păi ce, nu sunt tot bolnavi? Da, ai dreptate, este un bolnav și nu putem să stai puțin. Deci... Da. Deci dacă scoatem toți bolnavii, da, din ecuația asta, rezultă că avem zero îmbolnăviri. Stăm chiar bine cu incidența asta. Deci e ok. Îi scoatem pe toți. Îi scoatem. Da? Trecem de scenariu roșu, de tot. I-am scos. Domnule prefect, e absurd. Doar astăzi au fost 700 și ceva de cazuri în București. Păi și ce dacă? Ce mai înseamnă, dragă, 700 de cazuri în ziua de azi? Nici o sală de teatru nu umpli cu 700 de... Ba, cred că se poate umple o sală de teatru cu 700 de oameni. Păi zic eu că nu poți să umpli, dragă, cu 700 de oameni sală de spectacole de teatru. Nu poți, pentru că teatrele sunt închise, da? Până faci jos de cheie, până... Domn prefect, eu chiar n-am chef de glume. Da. Hai, mă, calmează-te, mă. Nu e atât de grav, mă. Calmează-te, te rog eu frumos. Adică... Ai încredere în mine, ce dracu? Uită-te la mine cât de stăpân sunt pe situație. Ai văzut, nimic nu mă afectează. Chiar dacă e 3 la mie incidența, în două zile o reducem la jumate. Hai! Puteți să faceți asta? E ceva ce nu pot eu să fac. Sunt prefect. Sunt specialiști foarte mari care nu pot să reducă rata de infectare și de răspândire atât de repede. Uite, vezi, de-aia eu sunt prefectul capitalei și ei nu sunt. Da? Deci te rog eu frumos. Cum? O să-i spunem operațiunea autobuzul. Adică tratați oamenii bolnavi în autobuz? Nu. Aducem în București oameni sănătoși din toată țara ca să scadă proporția celor infectați. Aducem zeci, sute, mii de autobuze cu oameni sănătoși tun până când scade incidența bolii sub 1 la mie. O să umplem Bucureștiul de oameni sănătoși, dragă. Bucură-te! Ce idee! Da, ce nu idee. Se vor infecta și ei? Nu se vor infecta, pentru că aici intervine geniul meu. Păi după ce am cheltuit tot bugetul pe autobuze, crezi că ne mai rămân bani să mai facem vreun test? Aoleu, murim toți. Vai, dar cum e spectacolul ăsta cu listele pentru parlamentare. Doamne, e o disperare la modul: Hai bă, că se închid ușile, bă. Cine nu urcă o... Rămâne pe din afară 4 ani. Haideți la rupere, la disperare. Doctori, militari, vagabonți, condamnați, fufe, analfabeți și analfabete. Haideți, acu e momentul. Nimă, Doamne Dumnezeule. Prima observație: nu mai intrați, mă, în partide când se fac listele și direct pe loc eligibil. Că de-aia vă urăște poporul, bă, că sunteți nesimțiți. Intrați, mă, fraților, într-un partid după alegeri. Și după 4 ani într-un partid în care arătați ce ați muncit, ce aveți de gând, ce planuri aveți. Treceți prin niște filtre, atunci da, mă, candidați. Domnul Ciucă și-a servit țara și până acum, și va servi țara și de acum încolo, va fi candidat la Parlament.
Adrian Străinu Cercel, directorul de la Matei Balș, a intrat în politică direct pe un loc eligibil. La Camera Deputaților deschide lista un alt medic cunoscut, Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății. Socialdemocrații anunță că vor convinge și alte personalități. Unele dintre ele ar putea fi chiar vedete de televiziune. Nu știu vouă, dar mie mi se pare total aiurea treaba asta cu adusul de vedete în partid. E pandemia, acum căutăm medici. Să aducem doctor, domne, pentru că... Dacă era Eurovisionul șmecher, aduceam cântăreți și tot așa, da, cam atât de infantilă e politica noastră. Asta așa, prima observație. A doua observație e legată de cum se fac aceste liste pe la partide. Vai, dacă stai de vorbă cu Orban sau cu Ciolacu sau cu Barna, îți vor spune, domne, păi ne vin candidații din organizațiile județene, acolo unde se... Ai sictir! Sunt pe liste oamenii agreați de gașca din acel moment de la conducerea partidului, atâta tot. Nu e nicio meritocrație, nu e nimic altceva. Fiecare conducere își pune oamenii care s-o susțină încă 4 ani și la conducerea partidului. Fostul primar va deschide lista din capitală pentru Senat. Gabriela Firei va avea alături și pe foștii ei colegi de la sectoare. Deși au pierdut la locale, Dan Tudorache, Daniel Florea și Gabriel Mutu vor primi un loc în legislativ. În viitorul parlament își vor face apariția și foștii premieri Sorin Grindeanu și Viorica Dăncilă. Luzării, frățică, pierzătorii sunt toți pe locuri eligibile în București. Nu era, mă, treaba aia că cine n-a făcut performanță electorală să facă în schimb un păsuleț în spate? E, normal că fac și eu pe prostul la televizor, ce să... Da, despre asta e vorba, n-are niciun cuvânt de spus teritoriul. Un grup de la București, de la șefia partidului, decide tot. După care vorbesc cu ăia din teritoriu. Bă, uitați deci cu lista asta veniți la noi, da? E ca la acele licitații al căror caiet de sarcini e scris de cei care urmează să câștige contractele. Nu-i așa serviciile? Așa e că încă se întâmplă peste tot. E, asta cu felul în care se fac listele ar fi deci a doua observație. A treia observație, în toate partidele sunt nemulțumiți, evident. Revoltă în PNL după ce Ludovic Orban a finalizat lista pentru parlamentare. Sunt tensiuni mari în Partidul Social-Democrat, cu doar o zi înainte de depunerea listelor pentru parlamentare. Dacă nu vă supărați, am și o întrebare pentru PNL și USR Plus. Ele, partidele curate și care dau pe afară de meritocrație ca spitalele de bolnavi. Cum e, mă, să lași pe din afară oameni ca Adriana Săftoiu sau Goțiu sau Florina Presadă sau alții, dar să faci mișto de PSD? Până una alta, PSD a scăpat de Ciordache și de Nicolicea, unii dintre cei mai nocivi parlamentari, pe când PNL și USR Plus au scăpat de unii dintre cei mai articulați și mai implicați parlamentari. Bun! Stați liniștiți că nu-mi fac mari iluzii cu reformele în partide. Adică PSD a scăpat de ăia că erau prea dăunători ca imagine. Pur și simplu chiar nu puteau să-i mai păstreze. Plus că prea miroseau a livache. Acu Ciolacu vine și el cu garda lui de pupincuriști, nu? Na, cam asta e cu listele astea. Nimic special, nimic nou. Aceleași bătălii pentru locuri eligibile. Aceleași găști de nenorociți. Un punct de vedere foarte frumos, dar nu politic. Continuă în paralel panorama națională cu tabletele pentru elevi. Nu vă uitați la discuțiile astea oficiale despre scenariu roșu, galben sau albastru. În realitate, școala românească se scaldă în continuare în obișnuitul scenariu maroniu. Da, maroniu de la nasol, cu strop, cu durere, cu... Situația nu arată bine nici la nivel național. Din cele 250.000 de dispozitive pe care autoritățile le-au promis încă din primăvară, până acum au fost distribuite 26.000 în Argeș, Mureș, Ilfov și București. Adică un sfert din primul lot. Alte 108.000 de tablete vor ajunge în etapa a doua a programului Școala de Acasă și încă 60.000 în a treia. Sau, cum ar spune Neanelu Tătaru, cu distribuirea tabletelor pentru elevi ne aflăm în valul 3, etapa a doua, cocoașa a șaptea de pe fierăstrăul 5, banca a treia de la geam. Dar să-l lăsăm pe Tătaru, aici e treaba Monica Ianisie. Doamna ministru, v-ați pregătit lecția? Da? Știți ceva pe subiect sau tot bâtă?
Nu știu de ce nu s-a făcut acest lucru până la acest moment, având în vedere faptul că sunt elevi care au nevoie de aceste tablete și există posibilitatea să intrăm în scenariu roșu. Au fost câteva probleme de comunicare. A, exact cum bănuiam. Pisica era de vină, domnule. Le-a mâncat comunicarea. Ori le-au furat-o hoții în tramvai, a? Ce să, stați jos, doamna ministru, dacă nu știți e ok, se mai întâmplă, lăsați că vă mai căutăm noi peste 2-3 luni când la fel o să constatăm că dispozitivele astea promise de un an se află tot prin depozite sau pe drumuri. De fapt, ce zic eu de un an? De 100 de ani se tot discută despre tablete și digitalizare pe la noi. Nici nu se inventaseră tabletele când guvernul României demarase deja un proiect prin care toți elevii primeau tablete. Păi de la cine credeți voi, mă, că s-au inspirat Bill Gates și Steve Jobs când s-au apucat ei de informatică? Exact, de la Abraham Burica 2.0. Directorul școlii a trimis până acum 4 liste cu elevii care au nevoie de dispozitive. Așa i s-a cerut, însă până astăzi nu a primit nimic. Să mai trimită, domne, să mai trimită, să nu se lase. Perseverența este cheia. Hai că până la urmă tot va primi ceva, da? Va primi o scrisoare de la minister în care o să-i se spună că gata, la revedere, subiectul tabletelor este închis. Destul cu tabletele, domne, destul cu tehnologia asta învechită. Noi trecem la următorul nivel, predarea prin puterea minții. Telepatie, tată. Nu-i nevoie de aparate, de nimic. Profesorii și copiii vor comunica liber, fără bariere, fără bruiaje. Ai, poate doar pe la țară, așa, să mai fie mici probleme, s-ar putea să se blocheze telepatia prin noroaie. În rest, blană, blană, vă spun. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.